aterizare spectaculoasă a unui avion în timpul furtunii Ciara și clipe de coșmar pentru pasageri. Furtuna a ajutat avionul să stabilească un nou record de viteză la traversarea Atlanticului. Pasagerii unei curse Wizz Air care se îndreptau spre Birmingham duminică au trăit momente de groază la aterizare. Aeronava venea din Abuja, Nigeria. Vântul lateral extrem de puternic a făcut ca avionul să aterizeze în diagonală, cu balans violent pe aripi. Aterizarea a decurs bine în cele din urmă, iar toți cei de la bord au scăpat teferi, doar cu o sperietură serioasă. Sute de zboruri au fost anulate până acum în Europa din cauza furtunii Ciara și traficul feroviar a fost afectat de fenomen. Furtuna a adus în Marea Britanie ploi abundente și rafale de peste 130 de kilometri pe oră. Anglia și Țara Galilor s-au aflat sub alertă portocalie de vânt până duminică la ora locală 21. În orașul scoțian Perth, trei persoane au fost rănite în prăbușirea parțială a acoperișului unui pub.